Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Buciun în ședință ordinară. Primarul Comunei Buciun, județul Bacău. În temeiul dispozițiilor articolul 39, alineatul 1, articolul 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Buciun în ședință ordinară în data de 29 noiembrie 2017, ore 13, la sediul primăriei Comunei Buciun. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 4, anul 2017, inițiativă primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținerea registrului agricol la nivelul OAT Buciun, inițiativă primarul comunei. 3. Diverse. Domnule președinte, ședința fiind începută, supunem la vot prezentarea ordinei de zi efectuată de domnul primar. Cine este pentru? Sunt abțineri. Mulțumesc. Dăm cuvântul. Supunem la vot întocmirea procesului verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Abțineri. Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul 1 al ordinei de zi. Vă rog, domnule primar. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local Comunei Buciun pe trimestru 4 în anul 2017. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbaterii dumneavoastră este singurul proiect de rectificare a bugetului local din anul 2017 și aceasta se referă la suma totală de 123.000 lei, care este compusă din 97.000 lei repartizați Comunei Buciun prin adresa 2771 din 24.11.2017 de ANAF Bacău și diferența de 26.000 lei din bugetul local din alte surse la care voi face referire în cele ce urmează. La partea de venituri, suma de 26.000 lei provine din 2.000 lei de la impozitul pe clădiri de la persoanele fizice, 6.000 lei din impozitul pe terenul de la persoane fizice, 2.000 lei din impozitul și taxa pe teren la persoane juridice, 3.000 lei din impozitul pe terenul extravilanii, 1.000 lei din taxe judiciare de timbru, 2.000 lei din impozitul pe mijloace de transport, 4.000 lei din amenzi și penalități de întârziere, 6.000 lei subvenție pentru ajutoare de încălzire cu lemne. La partea de cheltuieli, sumele prevăzute în partea de venituri am propus a fi repartizate după cum urmează. La secțiunea de funcționare, 30.000 lei la autorități publice 5102 a fost transferată de la cheltuieli de personal la cheltuieli cu bunuri și servicii în vederea achiziționării unor obiecte de inventar, calculator pentru agentul agricol pe care urmează a fi instalat programul de evidență electronică a registrului agricol. În momentul de față, calculatorul existent nu permite instalarea unui astfel de program, iar la 1 ianuarie 2018 urmează a se opera în RAN în mod obligatoriu, precum și pentru piese de mobilier și aprovizionare utilizate pentru începutul anului 2018. 20.000 lei la transferul cu caracter general pentru plata cheltuielor restante la protecția copilului pe lunele septembrie și octombrie 2017. 120.000 lei pentru salarii și plăți hotărâți judecătorești la învățământ. La întregerea acestei sume a fost virată în acest capitol suma de 10.000 lei de la capitolul 6802, asistență socială, care au rămas neutilizați întrucât nu avem asistenți personal. Și suma de 14.000 lei ajutoare sociale, care de asemenea erau în surplus. 7.000 lei pentru plata drepturilor copiilor cu nevoi speciale scolarizați în sistemul de învățământ pe universitar de stat. La secțiunea de dezvoltare, 14.000 lei care se transferă de la cheltuieli de capital transporturi la cheltuieli de capital autorități publice în vederea achitării lucrărilor la investiția gard de fer forjat sediu primăria Buciun. Acesta este propunerea din cuprinsul proiectului de hotărâre pe care rog să-l analizați și aprobați. Doamna președinte, vă mulțumim. Dacă sunt propuneri, alte opinii, vă rugăm. Dacă nu, dăm cuvântul domnului Tudor, șeful Comisiei Economice. După cum ați putut observa, s-au făcut niște economii față de ceea ce s-a planificat la începutul anului. Bani ce considerăm noi comisia că sunt foarte bine repartizați pentru a acoperi anumite lucruri care, oricum, rămâneau pe la sfârșitul anului neachitate. Dacă banii ăștia tot au fost, era necesară această rectificare, că cât privește învățământul, acolo nu este o noutate. Banii au venit de la ANAF, din taxa de TVA, din cotă din taxa de TVA, trec la noi și merg mai departe pentru procesele pe care le-au câștigat dumnealor. În urmă, acum 3-4 ani, când au fost
guvernul Boc-ul dătea cei 25%. Și deși au avut o mare de 50% dată de guvernul Tăricianu și în fiecare an au câștigat și trebuie să banii ăștia să dăm până când ajung la suma mărirea salariului cu 50%. De acolo provin banii ăștia, dar ăștia sunt dați de către ANAF, de către stat. Avizul comisiei este afirmativ. Mulțumim. Supunem la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? Mulțumim. Sunt abțineri? Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta al doilea proiect. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere a registrului agricol la nivelul UAT Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre prezentat pentru a fi analizat și aprobat de dumneavoastră se referă la activitatea internă a instituției noastre, însă prin transpunerea în practică a unei obligații legale stabilită printr-o lege. Astfel, vă aduc la cunoștință faptul că în conformitate cu prevederile legii numărul 54/2017 s-a modificat și completat ordonanța guvernului numărul 28/2008 privind registrul agricol, în sensul că la articolul 1 alineatul 5 s-a prevăzut registrul agricol se întocmește în format electronic pe fiecare localitate componentă unității administrative teritoriale cu obligația de a se interconecta cu registrul agricol național, adică RAN. În vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta, în cazul unităților administrative teritoriale, unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol în format electronic, acesta se poate întocmi pe suport de hârtie. Iar la alineatul 6 s-a prevăzut Consiliul Local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire a registrului agricol pe suport hârtiei sau în format electronic potrivit capacității administrative de care dispune. Având în vedere dificultățile întâmpinate în completarea registrului agricol în format electronic, precum și faptul că până la sfârșitul lunii martie trebuie introduse datele în Registrul Agricol Național, această activitate fiind vastă, dar și faptul că legea oferă posibilitatea de a se menține Registrul Agricol pe suport de hârtie, am propus să se stabilească ca modalitate de întocmire și ținerea Registrului Agricol pe suport de hârtie până la finalizarea introducerii datelor în Registrul Agricol Național. Ulterior, mânta se completa și în format electronic. Față de cele prezentate, rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre. Mulțumim, vă rog, sunt opinii. Aveți alte propuneri? Mulțumim. Atunci dăm cuvântul doamnei Moldoveanu pentru a-și expune părerea ca și președinte al Comisiei Juridice. Datorită faptului că acest lucru necesită un efort deosebit din partea doamnei care completează acest registru, că, într-adevăr, trebuie totul conform legii și toți membrii Comisiei sunt de acord să se respecte acest lucru și să fie completat la zi. Mulțumim. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Sunt abțineri. Mulțumesc. Înainte de a trece la al treilea punct, ca diverse, permiteți-mi să spunem la mulți ani României și românilor de Ziua Națională și să promitem că vom duce mai departe cu demnitate ceea ce au reușit să alcătuiască înaintașii noștri. Mulțumesc. Vă rog. Pentru diverse. Asta mergea la diverse, la punctul diverse și eu. Și nu știu dacă fiindcă, la diverse, dar vă rog, da, eu am presupus. Fiindcă sunt două sărbători, mâine Sfântul Andrei, eu ca primarul comunii, doresc tuturor la mulți ani tuturor la Andrei și Andreea, iar pentru 1 decembrie tuturor românilor la mulți ani. Să fie sănătoși în continuare. Vă rog, domnul Mateaș. Doar câteva cuminte. Vreau să informez pe domnul primar că am primit cele două indicatoare. Le-am plantat, le-am pus cu dublu piulist. Nu cred că să mai fure de acolo, să dea jos din, după stradă. O a doua problemă, pot să vă informez că am pregătit utilajul pentru vremea capricioasă. Vă mulțumesc. Mulțumim. Acestea fiind spuse, închidem ședința și ne vedem luna viitoare. Mulțumim.